Sunt Paul Costea și candidez la alegerile europarlamentare de anul viitor din partea Alianței pentru Unirea Românilor. Am luat decizia de a mă implica în politică pentru că m-am săturat de slogane goale care ascund o lipsă crasă de competență, de bun simț, de idei, de soluții reale la problemele noastre, de dezbatere deschisă și sinceră, de patriotism. Ca antreprenor de peste 20 de ani, știu ce înseamnă lipsa de șanse, taxarea excesivă, absurditatea legislației fiscale și a autorităților, faptul că succesul în afaceri de multe ori nu are legătură cu competența și efortul depus. Ca părinte de peste 20 de ani, știu ce înseamnă un învățământ de stat, în care copiii își pierd curiozitatea, creativitatea și dorința naturală de a învăța, fiind transformați în consumatori și contribuabili fără niciun orizont în viață. Ca soț de peste 25 de ani am fost martorul distrugerii familiei, de la familia extinsă cu părinți, bunici, frați, veri, unchi și mătuși, la cea nucleară, formată doar din părinți și copii, la cea monoparentală și până la lipsa de interes în a mai întemeia o familie sau de a mai avea copii. Trăim deja într-o realitate distopică în care minciuna a devenit adevăr, dezastrul progres, răul salvare, în care valorile tradiționale de secole sunt considerate depășite, iar realismul și autonomia în gândire, teoria conspirației. Această realitate strâmbă va fi lumea în care copiii și nepoții noștri vor fi nevoiți să trăiască. Este lumea pe care am crezut că am lăsat-o în urmă acum peste 30 de ani. Dacă nu intervenim acum, până la finalizarea acestei transformări, dacă nu construim noi înșine lumea pe care ne-o dorim, pentru noi și pentru urmașii noștri, vom fi sortiți să fim priviți din viitor la fel cum noi i-am privit pe cei ce ne-au vândut comuniștilor și au aruncat țara în aproape jumătate de secol de întuneric totalitar. Și pentru că instituțiile europene sunt cele prin care se exercită această nefastă influență asupra României, sunt pregătit să-mi reprezint țara în fața acestora și să mă asigur că orice transformare pretinsă de acestea va fi conformă cu interesele poporului meu. Schimbarea începe cu noi, pe toate fronturile.